Bună ziua, dragi colegi! Sunt profesor Mihai Mihăescu și astăzi vă propun un instrument digital foarte util. Wordwall, cel mai simplu mod de a crea propriile resurse de predare. Haideți să creăm activități personalitate pentru elevii noștri. Aici vom putea crea chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte și multe, multe altele. Vi-l recomand! Haideți să începem! Cu ce vom începe? Vom începe cu accesarea site-ului wordwall.net/.ro. Avem o variantă în limba română. Sunteți gata? Wordwall ne dă posibilitatea să creăm activități interactive și imprimabile. Este foarte, foarte util. Putem crea, folosind șabloane, activități foarte interesante pentru elevii noștri. Putem edita activitatea oricând, fiind salvat automat, pe site-ul wordwall.net. Putem comuta șabloanele între diverse tipuri de activități. De asemenea, când vine vorba de teme, avem o multitudine de opțiuni. Temele devin mult mai interesante. Elevii adoră ca să interacționeze cu o activitate didactică digitală. Iată și o utilitate foarte, foarte necesară. Distribuirea între profesori. Practic, este încurajată colaborarea. Ne dorim să incorporăm pe site-ul web sau pe propriul nostru blog activitățile și Wordwall e pregătit. Și de asemenea, elevii simt nevoia unor jocuri de tip multiplayer în care să înveți. Haideți să descoperim împreună primii pași. Este simplu. Sunt 3 pași importanți și o să deveniți experți în Wordwall. Alegeți un șablon, introduceți conținutul și apoi imprimați, dacă simțiți nevoia, activitățile pentru elevii care au nevoie de această formalitate. Vă recomand să aflați și să studiați cu atenție cât mai mult despre șabloanele oferite de Wordwall. O să recunoașteți că, în funcție de stilurile de învățare ale elevilor, unele șabloane sunt mai potrivite. Așa că nu strică puțină documentare înainte de a le folosi efectiv. Și acum vreau să vă prezint un exemplu pentru disciplina educație socială, mai exact e vorba de educație economico-financiară. Am editat conținutul pentru o activitate de la lecția Calitatea de consumator de bunuri și servicii. Le voi cere elevilor să identifice bunurile și serviciile. Evident, ei vor fi nevoiți să le grupeze în funcție de cele două categorii. La final, elevii vor putea accesa foarte simplu, pe baza unui link, această activitate de învățare. Iată interfața grafică. Timpul pe care îl vor avea la dispoziție poate fi și el setat. Observați, interfața grafică este foarte, foarte atractivă. La final, veți avea o bază de activități. E adevărat, în gratuit doar 6, însă, dacă veți observa că e foarte eficientă la clasă, puteți trece la un alt nivel. Sunt sigur că baza de activități o să crească de la un an școlar la altul. Iată cel de-al doilea exemplu pe care vi-l
recomand astăzi este de asemenea o activitate de la disciplina educație socială și le voi facilita și îi voi invita pe elevi să aleagă cu răspunsul adevărat sau fals, adică am creat un item de evaluare de tip dual pentru a recunoaște, pentru a le forma elevilor o competență specifică nouă. Aceea de a identifica drepturile consumatorilor. Cele 10 drepturi vor rula pe banda de pe ecran. După cum observați, verbul de acțiune este foarte clar definit. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la un nou tutorial.